Exact ca la noi în România. Cel care este bolnav este neglijat și acela care nu-i bolnav are documentul în mână. Care a avut bani și a luat un certificat, chiar dacă nu-i chiar așa bolnav. Și de la medicul specialist i s-a spus că paralizia asta nu se încadrează în gradul de handicap. Am spus, eu mai departe nu pot, din punct de vedere corect medical, nu. Eu i-am spus demersurile care trebuie făcute și atunci când au certificat cu grad de handicap, indiferent de handicapul care el stabilește, mediu, accentuat sau grav, eu de la primărie fac celelalte demersuri. Da, dar spuneți-mi, cei doi copii care deocamdată sunt la pavălilie, taicu, având în vedere că din punct de vedere psihic are probleme, ei nu numai un pic, ei ar reprezenta într-o asemenea situație caz social, dar mi s-a spus de acolo din familie că s-ar fi vehiculat ideea, zvonul că ar trebui copiii luați și predați la protecția copilului, ori ei nu vor să-i dea din familie. Dar de la protecția copilului, deci să impun niște demersuri și deci acolo merg într-un plasament. Da, păi tocmai aici voiam să ajung. Da, noi facem formele, dar prima condiție a fost că ei nu au vrut să... Păi n-au vrut, da, că au zis că de ce să ia să-i dea în plasament la o altă familie când pot să rămân în plasament la noi? Este, da, posibil? Da, bunicii pot la bunic, dar acum în situația în care este ea, deci nu le putem face plasament. Domnul Pavel ar trebui să îngrijească de soție, nu știu dacă mai pot ca să îngrijească și de cei doi copii. Da, mulțumesc. Și atunci, deci, impune și voința. Deci, deocamdată au doi părinți, și mama și tata. Deci, la plasament se impune o situație mai deosebit. Da, dar tata are probleme psihice. Sunt confirmat. Și mama nu știu... Mama este voiajoră. Da, am înțeles termenul. Este în trecere numai. Nu are un domiciliu stabil. Și nici responsabilitate, se pare. Da, nici responsabilitate nu mă pot pronunța, pentru că dacă ei de la divorț au fost încredințat tatălui, probabil că mama are un program de vizită sau ceva, dar la mine nu a ajuns așa. Atât. Este certificatul prin care este anulată căsătoria, copiii sunt încredințați tatălui, și mama este obligată la pensie. Dar altceva nu este stabilit pentru mamă. Care program de vizită, că trebuie să contribui cu ceva, dar omenește și din punct de vedere, odată naștere la niște copii, nu are nicio... Așa... Da. Bine, doamnă, mulțumesc! Stimați telespectatori, se pare că ne închidem într-un cerc vicios, pentru că Silvia Pavel, fiind la pat, ea nu se va mai ridica niciodată, asta e lucru cert, ați văzut și dumneavoastră din reportaj de altfel, iar soțul ei are până una alta obligația de soț și obligația morală să o îngrijească. Din păcate, cei doi nepoți rămân deocamdată în grija tatălui, tatăl care are probleme psihice, fapt recunoscut și de către Ilie Pavel. Însă dacă protecția copilului va încerca să preia acești copii în plasament, să-i dea la o altă familie, ar fi un lucru la care cei din familie, cel puțin Ilie Pavel, s-ar opune. Însă, în plasament la bunici, acești copii, așa cum ne spunea și doamna de la asistența socială de la primăria Șendriceni, nu pot fi dați pentru că Ilie Pavel are obligația de a-și întreține soția aflată la pat. Să vedem ce putem rezolva la nivel de comisie de evaluare a persoanelor cu handicap la doamna doctor Ienache. Când ne pregăteam să ieșim din primărie, spre norocul nostru a venit și domnul primar Petrică Nistor, așa că l-am și abordat ca să nu îl luăm de odihnit, să luăm de om muncit venind din teren. Domnul primar, noi am fost la familia Ilie Pavel, am filmat acolo starea soției sale care e imobilizată la pat în urma unei paralizii. Am stat de vorbă cu funcționara dumneavoastră de aici, de la asistența socială, ne-a explicat situația.
Dar am vrut să stăm de vorbă și cu dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți cel care aveți prima decizie în ceea ce privește administrația publică locală la nivelul comunii Șendriceni, un aspect. Al doilea, cum vedeți dumneavoastră în perspectivă că s-ar putea rezolva problemele din această familie? Da, într-adevăr, cunosc cazul la Pavel Ilie. Chiar săptămâna trecută am stat de vorbă cu dumnealui. Într-adevăr, sunt probleme foarte grele, având în vedere că soția este bolnavă. Mai are un băiat care s-a despărțit, are doi copii tot... Doi nepoți, da. Doi nepoți, tot acolo stau. Problema este că dacă îi dă un certificat de handicap, o pot ajuta cu o indemnizație. Dar dacă medicul nu consideră că poate să-i dea certificatul, altă soluție nu pot să se găsesc pentru dumneai. Da, domnul primar, deci Silvia Pavel e mobilizată la pat. Noi am filmat acolo efectiv cu ea în pat. Ea nu va mai merge niciodată, nu va mai sta pe picioare niciodată. Mai mult ca atât, sistemul ei de alimentare, de hrană, este unul foarte dificil, chiar nu poate înghiți, trebuie să stea tot timpul cineva în preajmă. Dar mi s-a spus de către cei din familie că au ajuns pe la Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap și că li s-ar fi spus o asemenea boală pe care o are ea nu se încadrează la pensionare pentru că este boală și nu este handicap. O să încercăm și noi să ajungem la medicul ăsta de specialitate să vedem cum poate o persoană care nu mai merge, nu se mai poate întreține singură, e numai bolnavă și nu e handicapată, dar mă interesează din punct de vedere social cum credeți că s-ar putea rezolva problema celor doi copii, acum Ilie Pavel are de întreținut nevasta, băiatul lui care l-a pricopsit cu doi nepoți este cu o problemă specială pentru că el este încadrat la persoane oligofrene, nu lucrează nicăieri, cu ziua pe aici, pe dincolo, trăiesc din pensia lui Silvia Pavel de 5 milioane de lei, pensie anticipată, și mi s-a spus de aici de la dumneavoastră, la asistența socială, că alocația pentru cei doi nepoți și sprijinul social s-ar mai ridicat la 2 milioane, de 7 milioane de lei. Cum vedeți situația celor doi copii? Că aici e partea cea mai sensibilă. Da, într-adevăr, exact ca la noi în România. Cel care este bolnav este neglijat și acela care nu-i bolnav are documentul în mână. Vreți vă dau o soluție la ce mi-a spus? Sunteți primar liberal. Tocmai ministrul liberal al sănătății a venit acum cu o reformă sanitară unde o serie de boli le-a scos de la internare să fie tratate acasă. Știu asta, eu nu vorbesc politic, vorbesc omenește să fie. Care a avut bani și a luat un certificat. Chiar dacă nu e chiar așa bolnav, eu am văzut cazuri chiar așa, dar nu dau exemple, care, de exemplu, are pentru nevăzători și merge fără nimic. Vede și sunt țarul după lună. Da, dar are documentul. Cel care probabil că nu poate, nu mișcă cu nimica, nu poate nici certificatul. Altă soluție pentru cei doi, doar să-l, băiatul care este cu doi copii, să-l aduc la ajutor social, să-l pot încadra. Altă soluție nu am. Odată, el probabil, dacă are și el un grad de handicap, trebuie să-i facă o pensie sau ceva. Mi s-a spus că el a fost la școala specială în Dorohoi, a fost căsătoria asta, se pare, nereușită, instanța la divorț i-a încredințat copiii lui, de unde am dedus că nevasta lui e mai bolnavă ca el, și de aici necazurile. Da, așa este, pentru că eu îi cunosc, chiar eu le-am dat stare civilă. Și atunci mi-am pus o problemă mie singur și răspunsul tot mie mi l-am dat. Mă gândeam, zic că pe viitor vor avea copii, ce vor face? Că părinții te ajută într-o limită, dar la o perioadă trebuie să mergi pe picioarele tale. Și m-am gândit, când a apărut primul copil, m-am gândit că la un copil o să fie mai ușor. Când a apărut și a doilea, după aia când a apărut și a doilea, s-a despărțit. Ea a plecat, eu l-a lăsat. Într-adevăr, problemele sunt foarte grave acolo, având în vedere că tot sprijinul băiatului pentru cei doi copii era la bunica, la mama lui. Da, și bunica nu mai este. Bunica s-a îmbolnăvit și nu-l poate ajuta nimic.
Da, domnul primar. Sper că dacă o să mergem să tragem un semnal de alarmă și medicul o să vadă că odată ce ești în pat, probabil că nu numai de o boală suferă, are mai multe boli. Și nu cred că toate bolile astea nu se încadrează într-un grad de handicap. Nu știu dacă o mai fi având și alte suferințe, dar ce este cert și vizibil și nu trebuie să fii medic, îi paralizia care o ține la pat pentru totdeauna. Și nu cred că are numai paralizie. Se poate găsi și altă boală ca să poți să-i faci un grad de handicap. Da, cum spunea... Vedere că sunt foarte mulți care au primit gradul de handicap și lucrează. Cum spuneați și dumneavoastră, ca să primească gradul ăsta de handicap, mai trebuie ceva, ceea ce ei n-au. Într-adevăr, așa este. Eu mă uit că cunosc chiar de la mine, că am persoane cu handicap și mă uit, o serie, nu că nu merită, ei toți merită, dar mă uit la o serie, nici nu merg să scoată, pentru că știi că acolo trebuie să dai. Așa este. Că eu am întrebat chiar pe cineva și i-am spus, dar de ce nu mergi să scoți pentru cutare? N-am bani, că acolo trebuie bani. Când mă duc acolo, trebuie să plătesc. Da, interesant e, domnul primar, nici o comisie, nici un medic de specialitate nu s-o deplasa la locuința ei, s-o vadă în ce hal arată femeia asta. Toți au decis soarta uitându-se în niște hârtii. Da, într-adevăr, s-o uită în hârtii, dar având în vedere că ea nu poate circula, nu poate mânca, nu poate să hrăni singură. Și medicul ar putea să vină. Că eu am stat de vorbă cu așa, nu, într-adevăr, nu a venit nimeni, dar și medicul nu numai să se uite la bani ca să dea un certificat de handicap. Da, bun, nu pun așa problema, eu pun problema faptului că medicul are un jurământ atunci când a terminat facultatea și că acel jurământ îl obligă să epuizeze toate căile posibile de verificare pe linie profesională și umană pentru a stabili corect destinul unui om. Da, dar eu consider aici că dacă dumneavoastră ați trecut și ați văzut-o, ați citit și documentele care le are. Nu cred că a fost latura umană ca și medicul să nu-i dea un grad de handicap. Având în vedere că nu-i singurul caz. Sunt atâtea cazuri în țară și chiar în comună la mine. Nu era un strigător la cer dacă îi dădea un certificat, având în vedere că ea nu se poate mișca. Da, bun. Domnul primar, eu mulțumesc că ați avut amabilitatea asta de a dialoga. Vă înțeleg, aveți sentimente umanitare, gândiți corect, gândiți în spirit creștin, dar decizia finală nu este la îndemâna dumneavoastră, nu stă în putința dumneavoastră, ci a medicilor de specialitate. Stimați telespectatori, am să mă duc la doamna doctor Ienache să vedem poziția oficială a dumneai. Bună ziua, sănună. E doamna doctor Ienache, o căutăm. Nu, dar ei nu lucrează aici. Nu lucrează. Dar unde lucrează? La spital. Dar nu aici are activitate profesională? Da, de 4 ori pe lună, vinerea. Numai atât? Atât, da. Și un alt medic specialist în domeniu? Un medic specialist aici, comisia are medici doar vinerea vin. Și deci pe doamna Ienache o găsim numai în spital? La spital, da. Da, mulțumim frumos, la revedere. Ne-am deplasat la recomandarea persoanei de la Comisia de Specialitate la Spitalul de Recuperare și aici am reușit să o găsim pe doamna doctor Stella Ienache. Doamna doctor, noi venim de la Șendriceni. Acolo există o persoană care în luna august a avut o pareză, o comoție cerebrală sau cum se spune în termeni medicali, a fost internată la Clinica de Specialitate Iași până în 10 septembrie, după care a fost externată. Femeia este paralizată complet, stă la pat, nu se poate nici înșezut ridica, nu poate mânca decât numai lichide pentru că nu poate înghiți.
nu poate vorbi pentru că și gura este afectată, se află într-o situație dramatică, este întreținută de soț. În familia respectivă mai sunt o serie de persoane, în total 5, cu toții trăiesc de pe urma pensiei de 500 de lei a acestei bolnave. Ei spun că au fost la Dorohoi, la comisie, unde ați fost prezentă dumneavoastră și că le-ați spus, după ce ați văzut diagnosticul, că boala ei nu poate fi încadrată într-un grad de handicap pentru a beneficia de pensii sau de însoțitor, pentru că în momentul de față este îngrijită de soțul său. Acum, noi am venit la dumneavoastră, nu ca să-i verificăm pe ei dacă au fost sinceri în ce au spus, am venit ca să ne spuneți cu vocea dumneavoastră de medic de specialitate, având în față diagnosticul pus de clinica din Iași, care este realitatea în condițiile legislației actuale. Eu mă bucur că încerc totodată să profit de prezența dumneavoastră și aș sugera, pentru că lumea este dezorientată, nu știu să fac o diferențiere între boală și handicap. Sunt două noțiuni diferite. Deci, în principal, asta ca să punctez în scurt timp despre acest caz. După aceea, ar fi binevenit și poate chiar o rugăminte a noastră, celor care lucrăm la aceste servicii de evaluare comisii, poate să facem o emisiune nu de lungă durată, poate mai lungă în timp, în care și populația să fie bine informată. Că eu cred că din cauza diagnosticului, încadrării, lumea este nemulțumită. Se crede că o boală obligatoriu, chiar dacă ești imobilizat la pat, înseamnă handicap. Handicap înseamnă afecțiunea cu care o persoană s-a născut sau a dobândit această boală până la vârsta de 25 de ani. După această vârstă, intră un număr foarte, foarte restrâns de alte afecțiuni care se încadrează în handicap. Unele boli psihice, unele paralizii, unele tumori, neoplasmele cu complicații, din afecțiunile cardiace, ca să vă dau un mic exemplu, după 25 de ani la handicap intră transplantul de cord, singura afecțiune. Deci, în Botoșan sunt 3-4 persoane care au făcut transplant după vârsta de 25 de ani, se încadrează în handicap. O altă problemă pe care aș vrea să o precizez. Nu, doamna doctor, stați un pic, aici suntem la emisiunea Lumea lui Rotundu, rostul meu este să mă ocup de clasa politică ticăloșită și ăia care stau în preajmă și beneficiază de privilegiile puterii și am un timp limitat. Mie mi-a rămas pentru dialogul cu dumneavoastră 7 minute. În 7 minute vă rog să concretizăm cazul de față. Deci, în 2 minute vă spun... Nu există cuvântul de comisie. Întâi, orice act trece printr-un serviciu de evaluare în care lucrează un medic plus alte 4 persoane care evaluează boala și toată documentația care susține încadrarea în grad de handicap. După ce dosarul este complex și afecțiunea se încadrează, ajunge la comisie. Comisia este cea care decide. Este vorba despre acest caz. Deci este greșit că eu nu particip sau nimeni din comisie nu ajunge la Dorohoi, doar serviciul de evaluare care studiază actele. Și atunci, dacă afecțiunea nu se încadrează, nu mai punem omul pe drum să umble după anchete sociale, după certificate. Noi din start îi spunem, umblați, dar nu se încadrează. Direct la această situație, acest caz. Este clar, hemiplegiile, indiferent de ce grad. Deci, hemiplegie înseamnă, după un accident vascular cerebral, paralizia unei jumătăți de corp, dreapta, stânga, depinde unde are loc hemoragia cerebrală. Nu se încadrează la handicap. Deci persoana a fost bine îndrumată de serviciul de evaluare, nu se încadrează nicio hemiplegie în grad de handicap. Mi s-a spus că acest diagnostic ar fi fost scos de pe listă de
pe anexa de la lege în 2001. Puteți confirma o astfel de afirmații? În 2001 nu. Eu lucrez acolo din 2004-2005. O scurtă perioadă de timp s-a mai încadrat. Deci, în acea perioadă, după care s-au scos. Este boală, da, persoana are 59 de ani, dacă a fost salariată prin hemiplegie, beneficiază de pensie pentru incapacitate de muncă. Este pensionată anticipat. Deci poate alege între cele două pensii, mi s-a spus. Da, este pensionară. Deci dacă nu ar fi fost pensionat anticipat, pe baza documentelor medicale, putea să beneficieze de pensie de boală, adică incapacitate temporară de muncă. Și nu are drept în condițiile astea la îngrijitor? Deci eu pot să vă specific ce este legislația la handicap, la persoane cu un grad de handicap. Deci, neîncadrându-se, la noi sunt 4 grade, 1, 2, 3, 4. Cel mai grav, dacă se încadrează o anumită afecțiune la gradul 1, atunci beneficiază de asistență sau indemnizație. Boala nu se încadrează, deci nu poate primi nici 1, nici 2, nici 3, nici 4. Deci nu există discuție. Hemiplegia nu este considerată, conform legislației actuale, boală handicap. Da, mulțumesc, doamna doctor. Stimați telespectatori, ați reținut ce a spus doamna doctor în calitate de specialist, iar încheierea reportajului o să o fac în cu totul altă parte. O să vedeți și dumneavoastră unde și cine merită să fie felicitat în ghilimele pentru situația în care se află în momentul de față Silvia Pavel. Exact ca la noi în România. Cel care este bolnav este neglijat și acela care nu-i bolnav are documentul în mână. Care a avut bani și a luat un certificat, chiar dacă nu-i chiar așa bolnav. Ați luat cunoștință despre punctul de vedere al doamnei doctor Stella Enache, iar dumnea ei, așa cum a și explicat, nu poate să facă altceva decât să se încadreze în prevederile legale. Din păcate, Silvia Pavel va rămâne la pat tot restul vieții sale. Și tot, din păcate, soțul său va trebui să o îngrijească fără ca din partea statului să primească vreun ajutor financiar. Situația Silviei Pavel a fost generată de două categorii de ticăloși. Pentru că toți suntem în lumea lui Rotundu și aparținem unei clase politice ticăloșite. Prima categorie de ticăloși este cea a medicilor care au renunțat la profesia lor nobilă, frumoasă, onestă, umanitară, pentru privilegiile politicii și ale puterii. Acești medici au ajuns și în Ministerul Sănătății ocupând puncte cheie. Ei au fost cei care au întocmit lista cu bolile, cu diagnosticile care pot fi încadrate la un anumit grad de handicap fizic. Acești medici trebuiau să aibă în vedere, fiind și de profesie, ce anume boli au consecințe grave asupra restului vieții și cel în cauză, pe lângă pierderea unor funcții biologice, fiziologice, să primească o compensație din partea statului. Numai că dornici de putere, acești medici s-au pus în slujba altor ticăloși și ajungem la clasa politică ticăloșită. Mă aflu în fața sediului PSD. Din acest sediu, anul trecut, în decembrie, au pornit în Parlamentul României 5 parlamentari, senatori și deputați. Acest sediu găzduiește un partid care se află la putere. Câte vreme s-a aflat în opoziție, voci
insistente din acest partid acuzau guvernele anterioare că și-au bătut joc de populație, de românii care muncesc, de bolnavi. Iată că au ajuns la putere. Ce au făcut? N-au făcut nimic. Să ne amintim de Mariana Câmpanu, cum în opoziție țipa pe la toate televiziunile că în momentul în care va ajunge la Ministerul Muncii, va rezolva toate necazurile. Iată că ea este ministrul muncii de un an și jumătate. Iar această boală generată de pareză a fost scoasă de pe lista bolilor cu handicap în 2001, în timpul guvernului Năstase, deci tot guvern PSD. Dar anul trecut, doamna Mariana Câmpanu, când a cerut revizuirea acestei liste, n-a inclus din nou pe listă această boală. Deci a menținut exact ceea ce în opoziție acuza că au greșit guvernele anterioare. Cine este mai ticălos în asemenea condiții? Cei care au scos de pe listă, respectiv cei din guvernul Năstase, sau actualii care în opoziție clamau una și acum când sunt la putere fac cu totul invers. Pentru mine ticăloși sunt și acei medici care s-au pus în slujba clasei politice, ticăloși și poate chiar mai ticăloși sunt actualii politicieni care una au promis în opoziție și cu totul altceva fac de când sunt la putere. Din păcate, așa cum spuneam, Silvia Pavel va rămâne pentru tot restul vieții imobilizată la pat, iar cei din jurul ei vor trebui să o privească zilnic cum se chinuie, împărțind 500 de lei venit lunar în această familie pentru a se întreține 5 persoane. Este un caz social deosebit căruia nu-i pasă nimănui. Toți s-au adăpostit în posturi călduțe, toți s-au aranjat prin ministere, prin parlament, toți cât s-au aflat în campanie plângeau de mila noastră, iar acum ne dau cu piciorul. Aceasta e lumea lui Rotundu. Eu vă spun la revedere, ne întâlnim sâmbăta viitoare la ora 19.